Suntem în 2022 și lumea parcă a nebunit. Pe de o parte, după 2 ani de pandemie în care unii au considerat că e doar o conspirație, printre care mă aflu și eu, cu toate că alții cred cu tărie, ca și în Dumnezeu, în această pandemie, virusul se zvonește că va deveni endemic și va trebui să trăim cu el. Pe de altă parte, în această primăvară, sau mă rog, spre sfârșitul iernii, atâțată de Europa și de mai marea Americă, Ucraina a intrat în război cu Rusia și toate s-au cam dat peste cap. Noi, apicultorii, simțim treaba asta prin diverse lucruri. Salutare tuturor, sunt Radu Pandrea și l-am alături de mine pe Ionică Dezmerean. Da, apicultor, da. Apicultor din Sălaj. Cum e, Ionică, apicultura în Sălaj? Pot să zic că Sălajul e cam de frunte între apicultori. Am cunoscut apicultori foarte buni. Pot să dau și câteva nume, cum e Florin de la Căstolțăl sau Dângă, Florin Dângă, cum îl cunoaștem noi. No, mai avem de la Tihău, pe Victoraș, care îi cunosc, tupar de frunte, cu 40 de butoaie, cu 20 și ceva de butoaie de salcâm anul ăsta, rapiță la fel, 28. Deci nu 40 de stup, ci 40 de butoaie a 300 de kilograme. Am înțeles. Hai să vorbim astăzi despre problemele pe care le au apicultorii, cei medii ca și tine. Hai să vedem dacă știi și din problemele care le au apicultorii mari. Tu, personal, cu ce te confrunți? Cu ce probleme te confrunți în 2022? O piață de desfacere destul de slabă. Nu putem vinde mere la un preț care ar merita. Care e prețul care ar merita? Care zici tu că e prețul care ar merita? Prețul care ar merita pe kilogramul de mere la ora actuală undeva peste 30 de lei pe kilogram la vrac. Deci angro. 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 Am înțeles. Unde ai încercat să îți desfaci mierea? Pe cine ai încercat să contactezi? Ai mers către procesatori? Au venit procesatori către tine? Spre procesatori care sunt încurcați de aceeași chestie cu războiul din Ucraina și care se aduce miere din afară, care e neloial, concurent neloial, o concurență neloială. Apropo, una dintre, într-adevăr, e una dintre cele mai mari probleme acum ale apicultorilor. Au venit apicultori după producția de salcâm, au venit și s-au plâns, au spus: băi, nu avem unde să ne vindem rapița, uite, acum extragem salcâmul, n-o să știm ce facem cu el, pentru că am contactat procesatori care ne-au spus și dacă mi-o dai pe gratis, nu o iau. Sau la un preț. Și dacă mi-o dai pe gratis, îmi spunea alt Florin de aici din zona Clujului, apicultor care e în pastoral, deci e în zona Clujului iarna, în rest e plecat. Ce se întâmplă? Ce crezi tu că se întâmplă cu piața noastră? De ce? Pentru că consum totuși este, export totuși este, însă mierea nu se preia de la apicultori. Nu pot să-mi imaginez din cauza că totuși ar trebui să avem o piață liberă și să fim egali. Exact. Să fim egali. Cu cine? Cu cine ar trebui să fim egali? Cu concurența din afară, că se aduce pe piață omniare care nu merită adusă în țară. Noi avem omniare de foarte bună calitate, avem rapiță foarte bună. Țara noastră și Câmpia de Vest e plină de rapiță, s-au făcut cantități enorme. Dar dacă suntem la egalitate, salut Andrei, uite, vreau să, suntem într-un material, suntem într-un video și chiar vorbim despre problema asta a preluării mierii de către procesatori. Ești cu mine? Mă auzi? Da. Ia, uite, numai o secundă, stai numai o secundă, uite, te-am pus pe speaker, sunt aici cu
cu Ionică Dezmerian din Sălaj și se plânge de același lucru. Care e situația la voi? La noi nimeni nu vrea să zică un preț sau cel puțin să zică că vă dau 10 lei și aduceți-o. Nu vrea nici într-un fel să ia mirea să altcăm rapid, într-adevăr, 12, 50 plus 8%. Unii, am înțeles, din țară s-au fi ridicat la 13 plus 8%, dar la noi, la Vaslui, 12 plus 8, 12, 50 plus 8. Da, sunteți fericiți. Uite, la noi, de exemplu, se spunea că nu se preia mierea nici dacă o lași pe gratis, mierea de rapiță. O luat primele ture și acum nu s-o mai luat la Bilghez, în zona Sălajului la Bilghez, o luat Filomera, o mai luat Vasile, luați-l, știi lumea la noi aici, normal că el e ungur, pe sud la voi, toți îl cunosc, e domn Vasile. Aici la noi, luați-l. Desalcăm la voi, ce se zice? S-a anunțat de 26 de lei, de 25, dar nimeni nu zice nimic, că bă, vinim după aia. Nimeni nu spune nimic. Eu săptămâna trecută am vorbit la telefon cu ei, azi vorbit cineva cu Abi Cristos că încă nu poate ia. Am înțeles cei de la Vaslui, o să peste vreo săptămână poate să zică un preț, dar cu siguranță dacă ne vom îmbulză, o să o ia cu 25, trebuie să ne ținem mierea. Nu o putem da la prețul ăla, e un preț sub producție. Sub producție. Ieri am pus motorină 9,28 lei. Eu am pus la 9,30 lei. Sau cu bicicleta. 9,28 lei motorină. Da. Andrei, spune-mi care e situația, tu ești mai aproape de graniță. Andrei Ghibani e colaboratorul nostru de pe Est, e din Huș, e cu magazinul Apisandru din Huș. Magazin apicol, apropo, pentru cei care sunteți din zonă, îl puteți vizita. Spune-mi care e situația importurilor. Am înțeles că în ultimul timp s-au înmulțit camioanele care vin din Ucraina. Zilnic trec, cred că, nu de câteva sute de camioane de Ucraina cu containere pe ele. Și pot să zic că aseară vorbeam cu cineva, cu un doctor, a venit de la mare și a zis că plin portul de containere cu Ucraina. M-a întrebat ce cară ăștia. Zic, domn doctor, ce se care? Miere și cereale. Pentru că ieri a fost să văd floarea soarelui și vorbeam cu un agricultor și a zis că prețul grâului a scăzut cu 20 de bani în două zile. Acum, în perioada asta. Ieri a scăzut prețul la grâu cu 20 de bani. Deci, dragilor, deja îi afectează și pe ei. Andrei, putem vorbi despre o conspirație împotriva apicultorilor? Nu știu dacă mai împotriva apicultorilor, împotriva tuturor producătorilor, pentru că deja încep să fie afectați grânarii țării, adică agricultura va fi afectată și ea, nu numai apicultorii. Uh-huh, uh-huh. Ieri un inginer a zis că a scăzut 20 de bani kilogramul la grâu, deci în două zile. Apropo, că zilnic va scădea, dragilor, nu va crește nimic. Dragilor, în urmă cu 3 luni, adică după 2-3 săptămâni după ce a început războiul din Ucraina, toată lumea era disperată să cumpere miere. Eu sunt aici într-o zonă a Ardealului în care e o influență maghiară. Ungurii dădeau 3,5 euro pe orice e dulce, nu conta dacă are analiză, dacă nu are analiză, și plătea pe loc. Pentru că soția mea e bulgăroaică, au început să mă sune foarte mulți bulgari care dădeau doar 3 euro în aceleași condiții. Orice să fie, nu contează, să fie dulce și orice cantitate. Asta se întâmpla acum 3 luni. Astăzi... Păi au fost blocate granițele. Exact. Astăzi nimeni nu mai ia mierea apicultorilor. Deci, părerea mea e așa, gândind la rece succesiunea evenimentelor, consider că e o conspirație împotriva noastră a apicultorilor. Și nu doar a apicultorilor, uite cum spunea Andrei. A tuturor producătorilor. Vorbeam zilele trecute cu un prieten care lucrează la o firmă care produce tot felul de echipamente electronice. E cu totul altceva de apicultură, e industrie care, e vârful de lance al economiei, înaintea serviciilor, să zicem. Dar și ei se plâng de lipsa comenzilor.
Spuneau că în exact. Pandemie au avut de 3 ori mai mult de muncă decât acum. Da. Și au lăsat personal să plece în condițiile în care în momentul ăsta România și nu doar România se confruntă cu o criză a forței de muncă. Au lăsat personal calificat să plece fără să-i pese pentru că nu au comenzi cu ce să își susțină veniturile. Ce facem, Andrei? Ce soluții vezi tu acolo pe Est? Nu avem decât să ținem mierea noi, le va trebui miere din România, pentru că pe orice etichetă, dacă vă uitați, cei care fac, exemplu, simplu, nici nu-l cunosc, nici nu știu cine, doar simplă etichetă de miere. Pe spatele ei apare în felul următor, miere provenită din Moldova, Ucraina, China și România. România, țară membră UE, pentru ce? Ca să poată să ducă mierea în Germania și pe unde mai trebuie, că trebuie să aibă amestec exact un pic și din România. Le va trebui miere și din România. Trebuie să aibă achiziții miere din România. Câtă miere crezi tu că va, fi necesară pentru acest amestec? 2%. Adică le va trebui puțină. Eu sunt ferm convins că sunt apicultori dintre noi care trăiesc doar din apicultură și le va veni greu. Vor fi nevoiți să o dea și cu preț mic.